Eu am zis ceva, eu am zis ceva cu camera aia, vedeți dacă vrei să înțelegi. Și bine și rău. Am zis ceva cu camera aia. Ai înțeles? Ce vrei să vezi la mine? Ați avut, mă ceam eu cu altă doară. Ce vrei să vezi să-ți bagă din ești, mă vezi pe post? Nu spune vreme să nu pui și bine și rău. Vedeți-mă, ce vrei să vezi, mă vezi, mă vezi. Ținta localnicilor furioși a fost un cameraman care filma evenimentul pentru un post național de televiziune. Mai mulți susținători ai noului primar, ales din rândurile Uniunii Social-Liberale, au sărit la gâtul presei. Au vrut să țină ședința cu ușile închise, departe de ochii lumii. La ședința de constituire a Consiliului Local, pe lângă consilierii MNMH, nu au participat decât localnici dornici să agite spiritele. Aleșii locali ai USL au dat bir cu fugiții când au văzut că nu întrunesc majoritatea pentru a desemna viceprimarul propus de ei. Având în vedere că nu sunt întrunite condițiile de desfășurare acestei ședințe de constituire a Consiliului Local al Comunei Rogova, închem aici ședința și o amânăm peste 3 zile. Motivul? Frica de presă și lupta pentru viceprimar. Asta este motivul. Nu au majoritate? Din cauza nu, asta nu au majoritate, noi fiind 5, ei sunt 4. Edilul șef al Comunei Rogova, Costinel Vanvu, a încercat să își acopere colegii Chiulangi de partid. Întrebările tot mai insistente ale jurnaliștilor curioși l-au făcut ca, într-un final, să dea bir cu fugiții. Consilierii mei n-au participat la ședință, nu au fost anunțați de secretar. N-au fost anunțați, nu s-au convocat. Au stat câteva ore în fața primăriei. Cine? Consilierii mei? N-au stat deloc, un minut n-au stat. I-ați văzut noastră? Să știa, dar trebuia secretarul să-i convoace. Afirmațiile primarului proaspăt alese de pe listele USL sunt însă contrazise de secretarul primăriei Rogova. Domnul Vișan, secretarul Cristi Iefta sunt, domnul Vișan. Zic, secretarul primăriei Cristi Iefta sunt. Când am vorbit alaltăieri cu dumneavoastră și a spus de ce n-am, a spus că ai dumneavoastră ai USL-ul, i-ați convocat și că vin astăzi. Ce s-a întâmplat? A avut o problemă la mine personală și fără mine nu vin. Eu a trebuit să plec. Păi și i-ați anunțat pe ceilalți trei? Domnul meu, replanificați-o și o facem data viitoare. Toți consilierii au fost prezenți de dimineață pe la ora 11, iar la întrunire de la Căminul Cultural nu s-au mai prezentat decât cei 5 ai MNMH-ului. Cei ai USL-ului nu s-au prezentat la Căminul Cultural, întrucât ședința de constituire vrea să se desfășoare cu ușile închise la sediul primăriei. Următoarea ședință de constituire a Consiliului Local va avea loc la începutul săptămânii viitoare. În cazul în care nu se vor prezenta, aleșii locali riscă să-și piardă mandatele.